Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu, Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Stella! Cu ce știri vii astăzi? Vom discuta astăzi despre alte două meciuri importante în campionatele de fotbal ale României și Republicii Moldova, dar și despre tenis, box și basket. Bine v-am găsit! FCSB a învins la limită pe Astra în deplasare cu scorul de 1-0, iar titlul în Liga 1 se decide în ultima etapă. Roșalbaștrii au deschis scorul la prima ocazie importantă de gol la doar 12 minute de la start. Alibec și Boldrin au creat faza din care Gnoiere a deschis scorul. Astra a replicat prin Buș, care a ratat incredibil din fața porții când a reluat o minge respinsă de Niță după un șut al lui Nicoară. Giurgiuvenii au dominat copios cea de-a doua parte, dar jucătorii antrenați de Marius Șumudică nu au reușit să-l învingă pe Niță. În minutul 62, portarul sterist a intervenit de două ori la aceeași fază la șuturile expediate de Ioniță și Florea, pentru ca 4 minute mai târziu să-l blocheze în ultimul moment pe Buș, chiar când atacantul Astrei se pregătea să trimite mingea în plasă. FCSB egalează viitorul și are un avantaj de 2 puncte față de Dinamo înainte de ultima etapă, când roșalbaștrii vor întâlni pe teren propriu echipa lui Nicolae Calancea CSU Craiova. În play-out, liderul CSM Iași a surclasat pe teren propriu pe Pandurii cu 3-0. Eroul gazdelor a fost Golubovici, care și-a trecut în cont o dublă în 2 reprize diferite. A doua reușită a fost cu adevărat superbă. Stă mai jos, centrarea lui Ciucur, Golubovici! Execuție braziliană! Rezultatul final l-a stabilit Alexandru Răuță în minutul 86. CSM Poli Iași și-a consolidat poziția de lider, acumulând 34 de puncte. Formația lui Eugen Neagoie este neînvinsă, contabilizând 5 victorii și 4 remize. Milsami a devenit noul lider al diviziei naționale după victoria cu ultima clasată FC Ungheni. Orheienii însă au un meci în plus față de celelalte 3 contracandidate. Orheienii s-au chinuit 45 de minute pentru a deschide scorul în fața codașei campionatului. Belău s-a deschis scorul cu mult noroc după ce s-a trezit cu minge deviată și a îndeplinit o simplă formalitate. Trupa lui Adrian Sosnovski și-a dublat avantajul în debutul reprizei secunde, când același Belău a profitat de o respingere greșită a portarului advers. Scor final 2-0 pentru Milsami, care a urcat pe primul loc în clasament cu 65 de puncte acumulate. Însă orheienii au un meci în plus disputat față de contracandidatele la titlu Dacia Șerif și Zarea. Mai mulți boxeri moldoveni ai antrenorului Petru Caduc au plecat astăzi în orașul Iași, unde vor participa la turneul internațional Centura de Aur Nicolae Linca, care se va desfășura în perioada 10-13 mai. Din lotul condus de Petru Caduc fac parte Vadim Ivaniuc, Igor Bejenaru, Vadim Gavriliuc, Victor Karapcevski, Andrei Zatușevski, Dumitru Gumen și Alexei Zavatin. Cu excepția ultimului, toți sunt reprezentanți ai școlii sportive specializate de box din Grimâncăuți, Briceni. La turneu și-au anunțat participarea aproximativ 100 de boxeri din 14 țări. Țara gazdă se va prezenta la cea de-a 42-a ediție a competiției cu echipa națională, din care nu vor lipsi campionul mondial APB, divizia profesionistă AIBA Mihai Nistor, precum și proaspeții campioni europeni de tineret Robert Gitaru și Andrei Arădoaie. Conform oficialilor Federației Române de Box, centurile de campion sunt fabricate special și nu s-au schimbat față de cele acordate la prima ediție în 1972. Tenismena moldoveană Vitalia Stamat s-a calificat în turul secund al turneului ITF din Antalya, după ce a trecut în runda inaugurală de o sportivă din Rusia. Venită din calificări, Vitalia Stamat a întâlnit-o pe rusoaica Railina Kamulina, beneficiara unui wild card. Primul set a fost în totalitate la discreția sportivei noastre, care nu i-a cedat niciun game adversarei. În parțialul al doilea, Kamulina a fost mai hotărâtă și s-a impus cu 6-2. A urmat setul decisiv, în care Vitalia Stamat s-a impus cu același scor de 6-2 după o partidă care a durat 2 ore și 10 minute. În turul secund, moldoveanca se va confrunta cu învingătoarea duelului dintre cilianca Barbara Gatica și Elena Danilidou din Grecia. Golden State Warriors este prima finalistă a play-off-ului Conferinței de Vest în cel mai tare campionat de basket din lume.
La o zi după campionat Cleveland Cavaliers și Golden State Warriors, campiona de acum două sezoane și finalista din 2016 merge mai departe și tot fără înfrângere scor 4-0 la general cu Utah Jazz. Omul cheie în jocul de marți noapte a fost Draymond Green, autor de triple-double, 17 puncte, 10 recuperări și 11 pase decisive. Cei mai buni marcatori au fost liderii Stephen Curry, 30 de puncte, și Klay Thompson, 21 de puncte. Fanii basketului ar putea vedea o finală Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors. La fel ca în stagiunea trecută, reeditarea unui duel între marii LeBron James și Stephen Curry. Nu doar fotbaliștii și antrenorii au simțul umorului, ci și unii arbitri. Scoțianul Klay Thompson a oferit faza săptămânii în fotbal. Pe parcursul meciului din prima ligă scoțiană dintre Kilmarnock și Dundee, în timp ce un jucător încerca să execute un corner, tușierului i s-a făcut rău și a început să vomite. Curios lucru, dar de margine s-a apropiat centralul Klay Thompson, care i-a arătat colegului direct cartonașul roșu spre amuzamentul fotbaliștilor, dar și a celor prezenți în tribune. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. La revedere!